Evenimentul s-a bucurat de prezența unor artiști de muzică populară din Argeș, ansambluri folclorice din zonă și meșteri populari, ansamblurile din Cicănești și Corbeni, Taraful Doina Argeșului, Florin Blojou, Grațian Bădescu, Ileana Matuș, Traian Frâncu și Nicu Toni au fost doar câțiva dintre invitați. Ceea ce vreau să vă spun este că acum, în fața dumneavoastră, aveți câștigătorul premiului întâi, mai precis câștigătoarea premiului întâi. Este vorba despre Denisa Mariana Grecu din Dâmbovița. Pe care o felicit din toată inima, pentru că am primit toate coordonatele necesare obținerii acestui premiu. Bravo! Pe parcursul celor trei zile de festival s-au desfășurat mai multe întreceri menite să antreneze și publicul, concurs de tăiat lemne, de mâncat rapid, de tuns oi, concurs de tracțiune cai, de alergare, concursul căutătorii de comori, concurs de mulți vaca și altele. Pentru cei mai talentați în arta culinară tradițională a existat și concursul de gătit mâncare tradițională românească cu ingrediente naturale.